Binecuvântat să fie Domnul! Vreau să pregătesc puțin predica fratelui Aurel Micurescu, Domnul să-l binecuvinteze. Daniel este un profet deosebit. El este cel care schimbă patru împărați, este apreciat de Nebucadnețar, se întâlnește cu Belșațar, are o influență asupra lui Dariu și îl cunoaște și pe Cir Persanul. Uitându-ne la Daniel, iubiți frați și surori, aș vrea în această seară, înainte de a face o rugăciune în dreptul nostru, să ne gândim, uitându-ne la omul acesta, să ne gândim la oamenii Scripturii și să ne întrebăm la rândul nostru ce putem face noi în dreptul nostru atunci când va trebui să vorbim într-o împrejurare sau altă. Nu trebuie neapărat să fim în fața împăraților. Nu trebuie neapărat să fim la o cotă așa de înaltă din punct de vedere social. Nu așteptăm aceasta și nu cerem, Doamne, dacă aș fi eu în poziția lui Daniel, aș fi ca Daniel. Nu asta. Noi trebuie să fim acolo unde ne-a așezat Domnul, pentru că Domnul Iisus spunea ucenicilor, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Să vedem ce trebuie să facem noi acolo unde suntem. Și mi-am intitulat gândurile mele în această seară, oameni deosebiți. Dumnezeu are nevoie de oameni deosebiți. Deși pierdut în imperiu, ca rob adus în Babilon, departe de țara sfântă, departe de locurile sfinte care erau deja ruină, Daniel nu se lasă influențat de mediul în care trăiești. Iubit ascultător, iubit ascultătoare, nu te lăsa influențat de lumea aceasta care, ca o comandă de undeva, vrea să conducă, vrea să ne învețe cum să ne îmbrăcăm, vrea să ne învețe gesturile care să le facem, atitudinile care să le avem, acțiunile noastre să fie în conformitate cu Duhul lumii. Asta vrea cel rău, asta vrea lumea. Iată, Daniel nu s-a lăsat influențat. Citim în primul capitol, în versetul 8, spune Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. La o primă vedere ne dăm seama că ce șansă ar fi avut Daniel să schimbe, să influențeze cultura de atunci prin înțelepciunea lui, prin cunoștințele lui biblice, un fel de pai în contra curentului. Și totuși, Daniel a hotărât să nu se spurce, a luat o atitudine, l-a rugat, sigur, a fost civilizat, a fost cu bun simț. O să vedeți, o să trecem rând pe rând la confruntările care le-a avut cu împărații. Deși a trebuit să spună cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu, Daniel nu a fost obraznic. Nimeni nu ne permite să fim obraznici, nimeni nu ne permite să fim zeflemiști când în fața noastră sunt oameni care nu îmbrățișează țătura. Dar noi suntem cei care prezentăm oamenilor sarea pământului și lumina lumii. Aceștia sunt oamenii deosebiți. Așa te vrea și pe tine Dumnezeu, un om de principii, un om hotărât. Daniel a hotărât să nu se spurce. Apoi, iubiți frați și surori, în viața lui Daniel și a celor trei tovarăși, colegii lui, prietenii lui, frații lui, de aceeași credință, a venit încercarea, necazul, durerea. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt numai oameni de vreme bună, nu sunt numai oameni când e soare, când e senin. V-ați uitat așa când ați trecut cu mașina și ați văzut un păstor în acesta, când e soare, ce frumos, oile înșirate pe câmp, el stă sprijinit într-o bâtă, e liniștit, n-are nicio problemă. Dar v-ați gândit când vine ploaia? V-ați gândit cum este mulțul oilor la stână când plouă? V-ați gândit când vine vremea aceea, vântul acela, furtuna aceea și trebuie să duci oile să pască, să le păzești? V-ați gândit noaptea acelea când el trebuie să vegheze la ce se întâmplă în jurul turmei?
Iată, peste cei trei tineri și peste Daniel a venit încercarea. Erau gata să fie omorâți ca și ceilalți înțelepți. Lumea, în final, îi bagă pe toți oamenii în aceeași oală. Au crezut cei din vremea aceea că și Daniel și cei trei tovarăși sunt la fel. Dar Daniel vine înaintea celui trimis de împărat și spune: vreau să ne rugăm, dă-ne timp să venim înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce cere împăratul, numai Dumnezeu poate să rezolve. Și iată că Daniel vine în audiență înaintea lui Dumnezeu, împreună cu cei trei tineri. Daniel, spune versetul 14 din capitolul 2, a vorbit cu minte, cu judecată lui Arioc, căpetenia slăjerilor, a luat cuvântul și a zis: pentru ce a dat împăratul o poruncă așa de aspră? Daniel a aflat de la Arioc, i s-a povestit și Daniel s-a dus în casa lui, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, lui Hanania, Mișael și Azaria, rugându-l să ceară îndurarea Dumnezeului cerului pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii odată cu ceilalți din Babilon. Iată, iubiți ascultători, ei vin în audiență înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu descopere taina aceasta. Și următorul gând, când ne uităm la oamenii deosebiți a lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a dat o mare biruință, noi ca oameni suntem tentați, când Dumnezeu dă o biruință, să luăm un pic și noi din slava lui Dumnezeu. Să spunem așa, măcar cu o jumătate de gurbă: am fost eu, m-am rugat eu, eram eu acolo cu frații, am făcut ungerea cu un de lemn, sau știu eu ce cuvinte suntem noi porniți să spunem. Oamenii deosebiți a lui Dumnezeu au arătat spre Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o mare biruință, i-a dat dezlegarea tainei, i-a vorbit lui Daniel despre visul acesta al lui Nebucadnețar, i-a dat și tâlcuirea și Daniel vine înaintea împăratului. Vă rog să mă urmăriți. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa: am găsit întreprinși de război al lui Iuda, un om care va da împăratului tâlcuirea. Așa a vorbit sfetnicul, pe scurt. El așa a înțeles că Daniel dă tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numește Belșațar: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Vedeți cât de provocatoare lumea, exprimarea împăratului. Poți tu? Ești tu atât de deștept? Ești tu atât de pregătit să faci aceasta? O clipă de neatenție și poți să cazi în cursa aceasta a mândriei și să ajungi la faliment, pentru că mândria este înaintea căderii. Povestea odată un frate slujitor pe care Dumnezeu l-a folosit în lucrările lui, că a participat la o eliberare de duhuri, la o exorcizare, cum spunem noi. Și într-o încleștare din aceasta, duhul din omul posedat a început să strige: mă tem de tine! Fratele a fost atent, o clipă de neatenție și putea să-i aducă falimentul. Și el a spus: nu te tem de mine, te tem de Domnul meu! Și a arătat spre Dumnezeul cel puternic, slăvit să fie Domn. Lucrarea s-a făcut, dar vrăjmașul încearcă să ne prindă. El știe, din cauza mândriei el a fost dat jos din cer. De aceea vă spun, stimați slujitori ai lui Dumnezeu, stimați oameni care, frați care lucrați în ogorul lui Dumnezeu, fiți foarte atenți. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. A lui este toată slava și gloria în vecii vecilor. Amin. Daniel a răspuns împăratului: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu. Aceasta e treaba noastră. Stimați ascultători, dragi frați și surori, noi trebuie să arătăm spre Dumnezeu, spre lucrările Lui, spre puterea Lui, niciodată spre om, niciodată spre puterea omului sau vrednicia omului sau inteligența omului sau modul cum se descurcă un om. Nu. Daniel a arătat spre Dumnezeu. Oamenii deosebiți a lui Dumnezeu știu cât e ceasul. Oamenii deosebiți a lui Dumnezeu știu ce înseamnă să arate spre Dumnezeul cel adevărat.
Sunt modești, sunt oameni smeriți, sunt oameni ascultători, sunt oameni supuși, sunt oameni care știu să facă lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Mergem mai departe, iubiți frați și surori. Apare vremea când să fie încercați rând pe rând. A trecut această încercare, că așa se spune Biblia. Iată, o nenorocire a trecut, vine a doua sau a treia și așa mai departe. De aceea, din nou, ei sunt puși la încercare. De data aceasta, cei trei tineri în fața unui cuptor. Un cuptor care era lângă un chip de aur. Pentru intimidare, Satan folosește forța. Va veni o vreme în care se va folosi forța. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem și mai departe în Dumnezeu. Știți că David a spus, cel ce mi-a dat leul și ursul îmi va da și acest netăiat împrejur. Noi ne lăudăm cu Domnul, cu lucrările Lui, arătăm spre puterea Lui glorioasă, cel ce ne-a ajutat până aici, spunem ca și Samuel, până aici Domnul ne-a ajutat, cel ce ne-a ajutat până aici ne va ajuta și mai departe, numele Lui să fie binecuvântat. O mare biruință, cartea lui Daniel este plină cu aceste lucrări, semne, miracole deosebite, lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut cu oameni care au stat la îndemâna lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult cum s-au exprimat cei trei tineri. S-a mai spus despre aceasta, vreau să o spun în seara aceasta. Era supărat Nebucadnețar, chiar voi, consilierii mei care v-am promovat, care v-am așezat în funcții înalte, ce-i cu obrăznicia asta? În adins, intenționat faceți aceasta? Cine vă va scoate din mâna mea? A dat poruncă să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai puternic, încât cei care i-au aruncat pe cei trei tineri au murit la gura cuptorului, nu în cuptor. Iată răspunsul celor trei. Noi nu vrem să insistăm, împărate, nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Nu cerem o derogare. Nu ținem așa de mult la viața noastră. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată. Avem un Dumnezeu, cu alte cuvinte, mare și puternic. Noi îl slujim pe acest Dumnezeu mare și puternic. El poate să ne scoate, dar nu e obligat să ne scoată. Noi tot așa rămânem. Ce frumos răspund cei trei tineri. Poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dacă Daniel a hotărât să nu se spurge, și cei trei tineri au fost tot așa de hotărâți. Iată, iubiți ascultători, modul de viață al oamenilor deosebiți. Chiar dacă le stă în față încercarea, chiar dacă le stă în față nenorocirea, grea încercare, ei totuși rămân încrezători în Dumnezeu. Domnul să ne dea biruință să rămânem încrezători în Dumnezeu. Un alt aspect al caracterului oamenilor deosebiți al lui Dumnezeu, și ne apropiem de tema din seara aceasta, de pasajul din seara aceasta, este faptul că oamenii lui Dumnezeu, când vorbesc cu cei din fața lor, care sunt necredincioși, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă sunt oameni însemnați, când este vorba de neprihănire, când este vorba de păcat, când este vorba de a da o direcție, sunt oameni cu coloană vertebrală. Nu-s cu periuța, nu-s cu cuvinte de măgulirea celui din față, sunt oameni al lui Dumnezeu, rămân în continuare cu o coloană vertebrală, cu o încredere deplină în Dumnezeu. Uitați-vă, Daniel în fața lui Nebucadnețar. Încă o dată și încă o dată și încă o dată, ori de câte ori este nevoie, Daniel rămâne același. Primește tâlcuirea, vorbește cu Nebucadnețar, își dă seama despre ce este vorba și acum uitați-vă ce îi spune marelui împărat Nebucadnețar, cel care în
Chipul acela de aur reprezenta capul, împăratul împăraților, vârful, apogeul, dacă vreți. Împărate, spune Daniel, versetul 27. Și de aceea am vrut neapărat să citesc până la versetul 28 câteva versete vis-a-vis de modul cum s-a comportat acest om al lui Dumnezeu, acest om deosebit al lui Dumnezeu. Împărate, placă-ți sfatul meu. 1. Pune capăt păcatelor tale. 2. Continuă să trăiești în neprihănire. Nu te mai juca cu păcatul. Mai departe, rupe-o cu nelegiuirile. Nu așa o trecere treptată, așa cum punem noi în instalație o reducție. Nu, brusc, rupe-o cu nelegiuirile tale. Nu. Întoarce-te din toată inima spre Dumnezeul cel adevărat. Ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Oamenii aleargă după fericire. Cine ne va arăta fericirea? Se întreabă în Cartea Sfântă. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru, și mi-am pus aici un semn, în 1 Petru, capitolul 3. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, adică să vadă fericirea, să-și înfrâneze limba de la rău, buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Iată, iubiți ascultători, oamenii deosebiți al lui Dumnezeu au fost direcți. Aceasta este ordinea în viața oricărui om păcătos care trebuie să vină la Dumnezeu. Oricui ai vorbi, și dacă ar fi director de întreprindere, și dacă ar fi ministru sau, știu eu, secretar de stat, oricine ar fi, aceasta trebuie să-i spui. O întoarcere la Dumnezeu înseamnă să pui capăt păcatelor, să începi să trăiești în neprihănire, să o rupi cu nelegiuirile. Gândiți-vă la Ioan Botezătorul, îl are în față pe Irod. Într-o vizită din aceasta la Roma, Irod ia de soție soția fratelui său. Erau căsătoriile acestea politice și au fost întotdeauna. Este ca un model în Scriptură, dacă vreți, ca un exemplu negativ, este Izabela, care când a venit Iehul, noul domnitor, s-a aranjat doar va fi în compania acestui nou conducător militar. Și la Ioan Botezătorul ajunge și Irod, care trăia în adulter cu nevasta fratelui său. Și Ioan Botezătorul, chiar dacă l-a costat foarte mult, el trebuia să coroiască un drum drept. Prorocia care îl vestea pe Ioan Botezătorul spunea orice vale să se ridice și orice deal să se coboare, să se facă un drum drept și neted, o cărare, o cale pentru Dumnezeul nostru. Și a spus lui Irod, nu ți este îngăduit, împărate, ce faci tu nu este bine, trebuie să te pocăiești. Nu ți este îngăduit să ții la tine pe Irodiada, căci este nevasta fratelui tău. Punct. L-a costat foarte mult. L-a costat viața. Această împărăteasă, această femeie vicleană nu l-a iertat niciodată. A plătit Ioan Botezătorul, dar a croit o cărare dreaptă, îngustă, așa cum cântăm noi în cântare. Pe calea îngustă e luptă, nu împodobită, dar dreaptă și e bună că duce în sus. Slăvit să fie Dumnezeu! Iată cum s-a comportat Daniel, om tranșant, om drept, om cu verticalitate, om care a spus cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne și pe noi să ne facem datoria, să spunem oamenilor despre Tine, să spunem oamenilor ceea ce oamenii trebuie să audă, nu cuvinte măgulitoare, nu cuvinte de lingușire sau alte metode, nu, noi trebuie să spunem cuvântul lui Dumnezeu. Dați pagina! Iată acum Daniel în fața lui Belșațar, fiul lui Nebucadnețar. Timpul trece, istoria merge mai departe, împărații se succed, Dumnezeu rămâne, oamenii lui de asemenea, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Și iată-l pe Daniel în fața lui Belșațar. Să apucă acest împărat să consume vin cu și folosește vasele de aur, de argint de la templu, o blasfemie, un sacrilegiu,
în nebunia lui, nu se oprește din pornirile lui, o mână a apărut, spune aici, au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului să se vadă pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris atunci împăratul, a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. O întâlnire cu divinitatea, o întâlnire cu mesagerul ceresc, o mână care scrie pe zid, vă dați seama ce semn. A strigat în gura mare, oricine va putea citi scrisoarea aceasta, va putea să, și mi-o va tălgui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Acesta este Duhul Lumii. Ordine, alegeri, poziții, cel mai, cea mai. Toți înțelepții au intrat, dar nu au putut să citească. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a zis: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om. Fraților, se poate spune de noi într-o zi, pe strada aceea este un om, în cartierul acela este un om, în școala aceea este un om, la grădinița aceea este o fată pocăită, este o educatoare care se teme de Dumnezeu, se poate spune așa ceva? V-ați gândit la exprimarea aceasta? Împărăteasa a venit în odaie și a spus, acolo în odaia ospățului, și a spus împăraților, împăratului și sfetnicilor lui, este un om în împărăția ta, împărate. Să citim mai departe cum este prezentat Daniel de către cineva din afară. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Pune în noi lumina aceasta, pune în noi înțelepciunea aceasta care vine de sus. Așa spune Iacob, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune. Este în împărăția ta. Este pe strada noastră, este la școală, este la locul de muncă, este un om care se teme de Dumnezeu, este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, este un om care știe cuvântul lui Dumnezeu, este un om care trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Nu-i departe, începe din nou școala. Iarăși, așezarea în clase, colegi noi poate, profesori noi, nu știu. Ești pus la încercare. Se va vorbi despre tine. Se vor confrunta duhurile, se vor confrunta ideologiile. Vei fi la intersecție de păreri, vei fi la intersecție, vei fi în dezbate, poate în centru atenției, nu știu. Dar iată, oamenii lui Dumnezeu au stat în picioare. Da, este un om, era în țara Uț un om. Așa începe scrierea lui Iov și într-adevăr un om deosebit pe care Dumnezeu personal l-a prezentat. Aici l-a prezentat împărăteasa împăratului. Pe Iov Dumnezeu l-a prezentat înaintea satanii. Se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, e neprihănit și tu îmi ceri să-l pierd. Iubiți frați și surori, Domnul să ne dea putere să fim asemenea acestor oameni ai Scripturii, oameni deosebiți, în împrejurări deosebite. Iată, ajungem fața împăratului Belșațar. Nu dă cu periuța. Nu. Este chemat în fața împăratului și iată ce îi spune, împărate, versetul 18, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împetrit duhul, până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, așa cum am citit, da? Inima i s-a făcut ca fiarelor,
a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la voi și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, împărate Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Stai de vorbă, așa cum spuneam, cu colegii tăi. Stai de vorbă cu cei de lângă tine. Ei știu Biblia. Poporul român este un popor care s-a declarat creștin peste 90%. Știu Biblia. Dacă faci ceva ce nu-i corect și nu-i bine, spune pocăiții, nu fac așa ceva. Știe să-ți spună. Cunoaște Scriptura. De aceea poți să-i spui, omule, tu nu știi ce scrie în Biblie? Vă spuneam, mă repet un pic, unul din colegi citea în Biblie și era foarte studios, dar eu știam așa un pic viața lui și i-am dat așa numai câteva versete. Și mai ales un verset care la curenta n-a mai vorbit toată ziua aceea, a stat foarte necăjit pentru că eu știam care este viața lui. Și i-am dat versetul să-l citească și spunea versetul așa, orice păcat pe care îl face omul este în afara trupului său, dar păcatul curvier este în însăși trupul. Curentat a fost. Oamenii știu Biblia, o citesc. Alții o au în bibliotecă pe o carte oarecare, alții citesc, alții nu-s curioși, dar în principiu, semenii noștri, conaționalii noștri, cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Spune-le din Scriptură. Spune-le versete așa cum scrie. Nu o să poți să îi le traduci, nu o să poți să le interpretezi așa pe înțelesul lui. Spune-le așa cum este. Are cuvântul lui Dumnezeu putere. Iată, Daniel este în fața lui Belșațar și intră în subiect. Te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului. Ai luat vasele din casa lui, au fost aduse înaintea ta, ați băut cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și amantele tale, ați băut cu paharele de la locul sfânt de la Ierusalim. Ce obrăznicie, cu alte cuvinte. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier. Ai știut ce a pățit tatăl tău. Până când nu l-a lăudat pe Dumnezeul cel adevărat, a stat printre boi și măgarii sălbatici. Ai știut toate acestea. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Spuneți oamenilor aceasta, este un mare adevăr. Omule, tu ești sănătos, tu ești putere, dar mâine nu se știe. Tu arăți foarte bine, te crezi în stare, te crezi puternic. Cine este ca tine acum? Dar ce va fi mâine? Cine garantează pentru tine în ziua de mâine? Așa i-a spus Daniel lui Belșațar. Suflarea ta este în mâinile lui. Toate căile tale sunt cunoscute de acest Dumnezeu. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrisoarea aceasta. Spuneți-le oamenilor de ce se întâmplă ce se întâmplă în jurul lor. Este întotdeauna o explicație. Stăteam la masă cu cineva și lângă mine era un om din lume. Și vorbea despre incendiile din Grecia. Un om nepocăit. Nu știa de mine nimic. Eram la masă întâmplător într-un loc unde se servea masa și el spune, uite ce s-a întâmplat în Grecia, ce incendii. Și spune el, este o țară care a legalizat căsătoria dintre persoane de același sex. Aceasta e focul și mânia lui Dumnezeu. Spune un om nepocăit. Oamenii știu ce se întâmplă și de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. De aceea nu trebuie să ne ferim să le spunem oamenilor care este adevărul. Dacă nu ne pocăim, să o știe toți oamenii, să le spunem oamenilor aceasta, dacă noi nu ne întoarcem la el, mâna lui Dumnezeu apasă asupra noastră. Până când vom recunoaște, cum a recunoscut Nebucadnețar, că Dumnezeu este Dumnezeul cel adevărat. Belșațar, împărate, tu trebuia să știi asta. De aceea a fost trimis acest cap de mână, care a scris pe tencuiala zidului, mene, mene, tekel, upharsin, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Iată ce spune în continuare.
Iată tâlcuirea. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Da? Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșața s-a ținut de promisiune, a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că avea locul al treilea în cârmuirea împărăției, dar nu i-a folosit la nimic lui Belșațar, pentru că chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul care era în vârstă de 62 de ani. Istoria continuă, iubiți frate, soră, Daniel este la curtea lui Dariu, ajunge în groapa cu lei, rămâne același om deosebit, care a trăit în condiții deosebite, nu s-a lăsat influențat de lumea în care a trăit, de Duhul Lumii, a știut cât e ceasul, s-a rugat împreună cu colegii lui, au apelat la Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat mari biruințe, dar întotdeauna acești oameni au arătat spre Dumnezeu. Nu știm ce vremuri vor veni, bănuim, intuim. Bănuiesc că în seara aceasta fratele ne va vorbi și închei să aibă timp suficient, ne va vorbi despre lucruri din cartea Apocalipsei, din cartea lui Daniel, lucruri privitoare la ceea ce are să vină. Simțim așa. În jurul nostru, în aerul din jurul nostru, în aerul Europei, în aerul lumii, simțim așa o frământare, așa ca un murmur, ca o pregătire de război, de conflicte, se fac declarații de tot felul, se fac pregătiri de tot felul, își arată așa fiecare mușchiu, pregătirea, bazele, rachetele, știu eu și așa mai departe, flotele navale, știu eu ce pregătiri mai au. Arme nucleare, arme biologice, își pregătesc vieții oameni. Săraca planetă poate fi distrusă de câteva ori. Sunt încărcături de mii de ori cât Hiroshima și Nagasaki. Asta e lumea în care noi trăim. Dar ce bine că deasupra tuturor avem un Dumnezeu puternic. Numele Lui să fie binecuvântat. El ține în mână istoria. El ține în mână destinul popoarelor. El are în grijă poporul sfânt al lui Dumnezeu, biserica lui. Mântuitorul a spus: această biserică este în mâna mea, nimeni nu o va smulge. Eu zidesc biserica mea. Ne încredem în acest Dumnezeu, vrem să ne rugăm, iubiți frați și surori. Orice s-ar întâmpla, orice ar veni, și dacă ar veni unul ca Nebucanețar, și dacă va veni unul ca Belșațar, și dacă va veni unul ca Dariu, sau știu eu, Anticrist, și câți vor veni până la Anticrist, noi suntem gata, suntem copiii lui Dumnezeu și noi trebuie să spunem oamenilor același lucru. Este un Dumnezeu drept, trebuie să o rup cu păcatele tale, trebuie să trăiești în neprihănire, trebuie să pui capăt nelegiuirilor, trebuie să te îndrepți și să mergi pe calea cea dreaptă și sfântă. E bună, e dreaptă și duce în sus. Ne ridicăm în picioare și îl rugăm pe Domnul să ne ajute, să ne dea putere. Repet, orice s-ar întâmpla, să rămânem în providența Lui, în protecția Lui, să rămânem protejați de El și binecuvântați de El. Numele Lui să fie slăvit. Amin.